Bună ziua și bine m-am găsit la prof online încă exerciții de matematică. Așa, bine, ne vedem. Pornim repede la treabă. Și tema pentru acasă. Dar unde e Mario? Are la engleză. Termină la 6:30. Faceți și cu el după? Nu, da? Și cu el okay. Ca să... Da. Vreau să-l respect. Așa știu eu să fac. Tema pentru acasă, clasa A. Azi suntem 16.04.2018. Așa, dragilor, iată cum am anunțat, în sfârșit, am făcut mulțimea numărilor întregi, da? Da. A intrat la mulțimea numărilor întregi. Deci, mulțimea... Mulțimea... Z. Așa se numează, da? Mulțimea numărilor întregi sau mulțimea numărilor cu Z, se numează mulțimea asta. Deci, cât privește tipul de mulțimi cu care am început, pentru ce mulțime? Cu N. Mulțimea numărul natural. El ce cuprindea? Toate numerele? Toate numerele de la 1 până la infinit. 0, 1, 2, și mai departe, puncte, puncte. Da? Poate așa sunt. Astea, cu elementele acestea lucrăm. Și o ținem așa, uite, până în clasa 6, la sfârșitul clasei 6, ce mare dramă este pentru învățământul ăsta, că nu s-a înțeles niciodată, apropo de ce discutam cu nepoțica mea, când acolo ea nu s-a speriat că minus 2 minus 3 egal cu cine eu zic, minus 1. Pentru că a auzit așa din discuții că scăderea asta, fiindcă 3-ul ăsta e datoria, cum vorbim noi, și mai mare datoria, deci e clar că dacă ar fi fost 2 minus 2 făcea 0, și atunci am mai rămas un leu datorii, nu? Să zicem, bă, așa, în limbajul ăsta. Dacă de timpul de s-ar face toate lucrurile acestea, ar fi minunat. Nu pot să nu încep, când i-am dat lui Davide, 13 minus 14 plus 15 minus 16 plus 17 minus 18 plus un 10. Ei, ca eu să pot face asta, a zis, ai toți cei cu plus în prima parte și cei cu minus la sfârșit, nu? Și am orientat că în ordinea asta în care apar ei, n-aș putea face operația. Ei bine, acum o putem face. Dar în limbajul lor, fiindcă nu s-a acceptat încă minus mulțimelor întregi, în totalitate, aveți greutăți. Așadar, asta putem face și merge foarte bine. Ați văzut cum spunem. Deci e egal cu 13 plus 15 plus 17 pentru limbajul lor. Da, chiar da? Da. Plus 10 și pe un minus. Da. Minus 14. Minus 16. Minus 18. Și egal cu... Facem un recalcul. Acum, fiindcă am vorbit de posibilitatea aceasta... Plus minus 1 plus minus 1. Minus 1. Iarăși aici un minus 1. A durat, deci, cu minusul ăsta altul. De fapt, fiecare dintre acestea dau câte un minus 1. Și iată, face câți de alt de minus 1? 3. Minus 3. Deci egal cu minus 3 plus 10. Adică minus 7. Plus 10. Da? Minus 3 plus 10. Aici vreau să spun. Și egal cu? 7. Plus 10. Da, minus 3 7. Plus 10. Și egal cu plus 7. Mulțumesc frumos. Așa. În concluzie, azi s-a simțit nevoia să lărgim mulțimea asta a numerilor naturale, da? Da. Dar tu, între timp, ai făcut și pe Q. Mulțimea tuturor fracțiilor. Dar Q plus ai spus tu. Da. Da? Deci toate fracțiile de tipul mutenă, unde mâșină sunt numere naturale, așa, și încă ceva de precizat, aici vreau neapărat să spui tu. Mă e diferit de zero. Sigur, mă? Nu, nu, era diferit de așa zero. Așa, păsirea la zero nu se poate face. Nu diferit de zero. Iată, avem la dispoziție mulțimea numerelor raționale pozitive. Adică, ca să înțelegi tu foarte bine, înseamnă așa. Omul a simțit nevoia să aibă un corespondent, să aibă posibilitatea să reprezinte numerele. Și atunci, pe o dreaptă, undeva fixăm pe zero. Da. Da, acolo la M, virgulă, N aparțin lui N stelat, nu-i greșit?
lui, tu spui așa, numerul natural să lăsăm, da? Și dacă am prezentat în diferit de 0, este excelent. Ai dreptate, perfect, cum ai spus, pentru că... Dacă era diferit și M nu are voie să fie 0, da? Are voie deci lăsându-l pe N da. Stelat, făceam de fapt abuzul că da. Nu lăsam pe M să fie 0. Da. Intervine foarte bine. Acum, să mergem din nevoia de a reprezenta numerele, iată, luăm o unitate de măsură, un segment, așa. Da? Tu îți ai pătrățimea. Da. Și cu 1 venim și punem un segment. Aici este 1. Punem pe al doilea segment. Iată 2 poziționat pe dreapta. Iată 3. Și așa mai departe. Însă, în mulțimea asta, tu ai lucrat foarte atent. Și te-ai ocupat de și 1 pe 2. 1 pe 2 înseamnă spațiul ăsta împărțit în 2, da? Asta înseamnă 1 pe 2. Adică numele raționale, fracționale. 0,5. Numele raționale care sunt de două tipuri, nu? Ce fel de numere, cum zicem? Numele raționale... Numere raționale pozitive. Numai pozitive le-am da. Discutat. Dar vreau să spun fracționale și zecimale. Zecimale, da. Da? Numele raționale, fracționale, sunt formă de fracții. Și zecimale. Așez 1 pe 2 înseamnă de fapt... Fracționale. 0,5. 0,5, da? 0,5, jumătate din întreagă. Da. Sigur, și fiecare, dar aici este, știi câte numere sunt aici? Infinite puncte. O infinitate. În orice spațiu cât ar fi el de mic, de la 0 până la 1 pe 2, sunt tot atât de multe ca de la 0 până la plus infinit. E foarte tare chestia asta. Deci de la 0 până la 1 pe 2, sau dacă vrei, în orice interval micuț ar fi, sunt tot atâtea numere cât ar fi din, da, da, deci e infinitate de numere. Infinitul asta înseamnă nu pot să număr tot. Nu mă pot opri undeva. În concluzie, am vrut să înțelegi bine că nevoile practice au impus ca să folosim și numere raționale, Q, mulțimea numere raționale. Și te-ai descurcat numai în partea asta. Rămânând zona asta, ce facem cu ea? Da? Păi zona asta... luăm aceeași măsură, am arătat o pătrățică și vom scrie numele sub 0. Asta e. Deci ca la grade, minus 1, minus 2, minus... Deci la stânga, minus 1, deci minus practic 2. Mergem înapoi, minus 1, minus 2 segmente, da? Adică punem 2, tot aceeași unitate, dar le punem în stânga și le notăm cu minus, da? Da. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 și așa mai departe. Puncte, puncte. Iată mulțimea numerelor întregii format acum din toate numerele atât pozitive, 1, 0, 1, 2, 3, cât și cele negative. Deci întregi, nu fracționare. Și notăm această nouă mulțime cu Z. Da? Z. Da, profesor, la capul nu trebuia să punem săgeată. Aici da. Și în partea asta trebuie să spui, da? Așa. Nu, dar în partea de la 1 la 3. De la 1? 2, 3 în continuare. De ce? Nu același lucru se întâmplă și în partea asta? A. Tot același lucru trebuie să înțelegem. Tot așa mergi minus 5, minus 6, minus 7 până la unde până mergi? La infinit. Minus infinit, zice. Minus infinit și în partea asta plus infinit. Infinit. Da? Minus infinit și plus infinit. Deci mulțimea numărul întregi și formate din toate numerele de tipul minus 4, adică sunt multe, deci minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 și așa mai departe, da. Puncte, puncte. Asta e mulțimea numărul întregi. Dragule, deci observăm că mulțimea numărul întregi o cuprinde pe cea a numerelor naturale. Deci o vedem că e inclusă. Ea are în plus alte elemente. Le are pe toate cele naturale și mai are încă alte elemente. Da. Deci putem spune, fără să stăm pe gânduri, că mulțimea numerelor naturale... Că N este inclus în Z. În Z. Asta e. Deci N este inclus în Z. Iar Z-ul... Nu este deci... inclus în el. Nu. Sigur că are mai multe. Da. Dar Z-ul ăsta o ai inclus el în altcineva? O altă mulțime mai mare? În Q. Asta mă întreb.
Există situația când o fracție poate să fie numără 3? Da. Dă-mi exemplu de o fracție care... 4 pe 2. 4 pe 2. Da? Care e 2, de fapt. Da. Deci de aceea am permis să spun că Z-ul e inclus la rândul său în Q. Da? În Q. Deci cea mai mare mulțime pe care o cunoști eu acum, vezi că nu am mai spus Q pozitiv. Am spus Q simplu. De ce? Pentru că și adică, astea e pozitiv... Ce e tuturor numărilor negative și pozitive? Așa. De tipul M pe M. De M și noi acum nu o să mai spunem că sunt din... M. Poate fi și din Z. Asta e. Deci iată noutatea. Deci prin Q simplu, prin Q așa notat, nu Q plus, înseamnă toate numerele de tipul M pe N. Unde M și N sunt acum, da. De unde am spus? Din Z. Din Z, ai zis bine. Și virgule, neapărat de fiecare dată precizăm ce? Că nu este diferit de Z. Nu e diferit de Z. Acum am înțeles și noi foarte bine că nevoia practică a impus asta de a extinde mulțimea numărul natural la mulțimea numărul întregi, deci și cele negative, și acum suntem obligați să facem operații cu numerele acestea. Da. Deci din clipa în care am introdus mulțimea asta, nouă, a numărului întregi, să facem operații cu mulțimea numărului întregi. Și aici este marea problemă. Foarte mulți copii încearcă să memoreze mecanic aceste lucruri. Dar nu am cum să memorăm mecanic, adică e logic. Asta trebuie neapărat să înțelegi bine partea asta, pentru că acei copii care spun plus cu minus, minus cu plus, nu știu ce, nu știu cum, așa, se trezesc că le încurcă și rămân total suspendați în viitor, în sensul că nu o să știi niciodată ce margelul și atunci e o mare problemă. Ca să înțelegem și noi, deci operații în Z, în mulțimea numărilor întregi. Operații în mulțimea numărilor întregi. Și să spunem adunarea. Hai să facem chestia asta. Adunarea. Deci ne ocupăm de adunare. Și acum, 3 plus 3 egal cu 6. Asta știam foarte bine. Da. Dar minus 3 minus 4 minus 3 minus 4 minus 7. Așa. Ca să fie clar pentru toată lumea, înseamnă așa. Aici era undeva 0, minus da. 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, aceeași unitate de măsură, da? Minus 6, minus 7. Și noi zicem minus 3, adică până aici. Și mai punem încă 4 unități, dar tot negative. Da. 4 segmente. Eu mă gândesc într-un fel minus plus minus 4. Sigur. Așa. Minus plus minus. Minus 4. Da. Dar practic, ca să nu mai pierzi timpul, noi am văzut cum are o făcut chestia asta, nu? Da. Datorii 6, 6. Hai să vedem datoria totală. Și de aceea, deci, da. Minus 3 o datorie. Da. Am la 1, dar minus 3 și minus 3, minus 4, fac egal cu minus 7. Deci, ai înțeles că atunci când au același semn, le adunăm da. Și dă semnul lor comun. Cât va face oare? Minus 4, minus 7, minus 9, egal cu? Minus 4, minus 7. 4 plus 7 plus 9. Așa, exact. Numai că minus. Fixăm da. Semnul comun minus și le adunăm. Datorii, datorii, datorii. Facem minus cât ai zis? 20. Da, minus 20. Ei, deci dacă au același semn, acum putem trage concluzia. Când au același semn, am un două pozitive sau un două negative, da. Le adunăm și dăm semnul comun. Dar nu mecanic. Ci trebuie să interpretezi foarte bine ceea ce am spus aici. Minus 3 și mai vine cu încă minus 4. Deci aici a fost minus 3 și aici este minus 4 care s-au adăugat încă 4 segmente în partea asta. M-am dus până la, uite, până la minus 7. A reține practic chestia asta, că le aduni și dai semnul comun, înseamnă că este un lucru definitiv instalat în mintea ta, da? Fără să mai avem nicio problemă. Da. Dacă aș avea așa,
7 minus 6, asta știm din clasa 1, egal cu 1. Dar de fapt, este asta e cu plus, că nu i-am pus nimic, da? Da. Și de aceea, eu aș fi putut să scriu pe 7, ca să înțeleagă toată lumea. 7 este, pot spun că este 1 plus 6, am descoperit, minus 6. Da. Și 6 minus 6 face 0, da. Și rămâne, asta este 1, da? Ca să fie foarte clar. Acum, hai să vedem ce se întâmplă dacă ar fi fost 6 minus 7. Minus 1. Egal cu minus 1. Tu nu stai pe gânduri și știi de ce. Pentru că 6, iar pe minus 7 îl rupem ca fiind minus 6 și minus 1. Da. Avem multe variante, dar noi 6 minus 6 facem rapid. Și iată când se vede că face minus 1. Aici, profesorii dau următoarea regulă. Când sunt de semn contrar, zice, fixăm semnul celui mai mare, cum e cazul, fără să mai ținem cont de semn. Minusul. Și scădem din cel mai mare pe cel mai mic. Deci din cel mai mare. Dar e greu să ții minte fraza asta. Da. Tu te uita repede și știi că a rămas ăsta e mai puternic și a rămas minus. Da? Da. Hai să vedem minus 13 cu plus 17. Este egal cu? 4. Plus 4, da? Pentru că mi-a acoperit datoria de 13 și rămân 4. Sigur că da. Și vezi că băi puternică mi-a rămas cu 4 da. Lei, da? 4 în plus, cu plus, da? Dacă ai fost 13 minus 17. 13 minus 17 era minus 4. Minus 4, sigur că da. Că îl scriu ca minus 13 da. Minus 4 și 13 cu 13 termin și am terminat povestea. Deci despre adunare, cam care ar fi ideea ca să o ții minte definitiv? Când sunt numere cu minus, le adunăm între ele și punem semnul de minus în față la rezultat. Și la adunare... Deci când sunt prieteni... Da. Când sunt prieteni, de aceea fel, de același fel. Semn. Da? Când sunt prieteni, le adunăm și dăm semnul lor comun. Da. Da? Când prieteni, da. Semnul lor comun. Da. Și hai să zicem noi. Unu. Prieteni. Da? Se adună și se dă semnul lor comun. Se adună și se dă semnul lor comun. Dacă e cu plus, plus vom pune, dacă e cu minus, minus. Dușmani. Dușmani. Ce înseamnă dușmani? De semne diferite. Unul așa și unul așa. Ce fac dușmani? Se luptă între ei? Da. Și câștigă cel mai puternic. Și câștigă cel mai puternic. Da? Și bătălia se dă și cel mai puternic câștigă. Da. Și se pune semnul cel mai puternic, da? Da. Deci se scade. Și cel mai puternic tot timpul e negativ. Cel mai rău, nu? Nu, depinde. Depinde. Uite aici. Negativul a fost, da? Da. Dar mai sus, pozitivă. Deci s-au bătut între ei și i-am dat semnul cel mai mare. Și ce-o mai rămas? Ce-o mai rămas? Din bătăria așa, ca să dar, da? Ce-o mai rămas? Deci la dușmani se luptă. Da? Da. Și învinge cel puternic, da? Corect. Da? Și învinge cel puternic. În paranteză spune, dăm semnul, da, cel puternic, da. Cel mai mare. Dăm semnul cel mai mare, asta e cel mai puternic, da. Semnul, da? Da, se scade și se păstrează semnul. Foarte bine, se scade cel mai mare, cel mai mic din cel mai mare și se dă semnul cel mai mare. Da. Deci învinge cel puternic, în sensul că semnul îl păstrează cel puternic. Fără să mai ținem cont de semnul. Deci ai zis cel puternic, da? Deci pentru adunare, prieteni. Semnul lor comun, s-a adunat semnul lor comun, dușman se luptă da. Și semnul celul mai puternic. Câști. Da, cel care câștigă, rămâne acolo semnul său. Bun. Păi asta era la adunare. Mai facem câteva exerciții ca să te văd repede. Să zicem, 13 minus 21 este egal cu... Păi... 8. Egal cu minus. Minus 8. Da? Minus 8. Ne interesează semnul. Da, minus 8. Eu, întâi și întâi, pui semnul și tu îmi faci scăderea din 21 scăzut pe 13.
Minus 7, minus 13? Minus, nu, ba da, minus 20. Mai voi zici, nu, ba da, hotărât. Dacă cumva mă vezi pe mine când greșesc, tu sar la mine. Deci nu am voie să greșesc aici. Cu foarte multe convingeri. Îți prieteni, Madonna și-a dat semnul comun, da? Și altceva, deci dușmani am văzut, prieteni am văzut, gata, știi. Dacă avem minus 9 plus 3. Minus 9 plus 3. Da. Ia spune-mi tu. Eu venea minus 6. Neapărat! Este egal cu 3 minus 9. Că ne poți schimba. Tu le schimbi locurile plus 3 minus 9. Le schimbi cu tot cu semn. Și 3 minus 9, dacă îți vine mai bine, îi sesizezi foarte bine că face minus 6. Da? Cel mai mare este 9, fără să ținem cont de semn și scădem cel mai mare, cel mic. Nu avem nicio emoție, da? Dacă ceva ne ține clar, mai mă întreabă, mă. Că tu nici nu știi ce bine faci și ce tuturor prietenilor noștri. Cei care au greutăți cu semn. Să știi că se găsesc cazuri când termină clasa 12 și nu știi semnul algebră. Da. Deci ei lovesc tot tipul la desneală, la ghici, bagă-i plus, bagă-i minus, când o nimerea, când o nimerea, în sfârșit, și uite așa se trezește că s-a aflat situația asta ea. Ți-am povestit la un bacalaureat cât vreo 8 am picat în serie, îi întrebam 1 pe 2 plus 1 pe 2, cu cine este ea? Și îi spunea 1 plus 1 face 2 pe... Nu, trebuie să 2 pe 4. Adunea numărătorii între ei și numitorii între ei. 2 pe 4 și eu spuneam, mulțumesc frumos, adică... Doi. Foaia și doi. Și am picat 8 așa în serie. Și tot se întrebă, băi, și are o întrebare și pur și simplu că e termen. Spune că dai pus unul pe doi, zice, da, e frumos, unul și unul fac doi, dar și doi fac patru. Și zice, care e problema? Deci n-aveau reprezentant, că unul pe doi înseamnă jumătate, nu? 0,5. Păi, dar 2 pe 2. Păi, 2 pe 2, sigur că da. Păi, numărătorul nu e același. Deci, numitorul. Numitorul. Ei, dacă lucrurile nu sunt clare, știi, la momentul potrivit, rămâi cu acest gol și te duci neștire, știi? Eu treabă foarte urât. Așa, da, dragule, mergem mai departe și să ne ducem la înmulțire și împărțire. Da? Să zicem înmulțire și împărțire. Ce n-ai făcut? Nu nimic. Dar vă aștept. N-ai făcut? Nici adunare n-am făcut-o. Înmulțire. Nimic. Vreau să terminăm. Exact. Înmulțire și împărțire. Și nu pe liniște. Împărțire. Nu poți să-mi vedeați explic. Am zis, facem operație. Adică da. Să ne terminăm cu toată povestea asta. La fel cum se fac la înmulțire, voi face și la împărțire. Aici e aceeași poveste. Așadar, la înmulțire, acolo în adunare pune în paranteză scădere. Și scădere, asta vreau să spun. Adunare și scădere, aceeași poveste. Da? Adunare și scădere. Înmulțire și împărțire. Păi uite, minus 2, minus 2, minus 2, cu cine este egal? Minus 6. Minus 6. Dar asta înseamnă că 3 ori, de 3 ori egal de minus 2. Da. Deci 3 ori minus 2. De 3 ori minus 2. Adică plus 3. De plus 3 ori. Da. Da? De 3 ori. De 3 ori minus 2. Și iată că cât face minus 6. Deci ce s-a întâmplat? Se mulțesc, cum știm, da, și, și unul dacă e plus și altul e minus, îl dat minus. Da, da. Ca observație. Eu mai pot spune aici că este egal și cu de 2 ori minus 3. Adică eu rezultatul să-l mai văd și așa. Minus 3, minus 3. Da. Minus 3, minus 3, adică 2 egal de minus 3. Și face tot minus 6, da? Tot minus 6. În concluzie, de la această situație care am analizat-o noi, că constatăm așa, că 3 ori minus 2 e egal cu 2 ori minus 3. Da? 3 ori minus 2 egal cu 2 ori minus 3. Sau aș putea că este egal mai departe,
Și se deschid locurile. Minus 2 ori 3. Minus 2 ori 3, da? Deci, minus 2 de 3 ori. Tot minus 6. Așa cum știai la mulțire, că A ori B egal cu B ori A. Da? Mulțirea este comutativă. A ori B egal cu B ori A. Și care ar fi prima observație a ta aici? Că la mulțire, când unul e cu plus și altul e cu minus, ce se mulțesc între ei și ne dă totdeauna minus. Minus. Da? Da. Când unul e așa și unul e așa, obține minus. Dacă așa se întâmplă când unul e așa și unul e așa, obținem minus. Când o să fie amândoi... Păi o să fie drept cu minus. Când o să fie amândoi cu minus... Nici nu ne punem problemă. Deci există situația asta. Deci există situația asta așa. Minus 3 înmulțit cu minus 2. Păi minus 6. Păi fă minus 6 când a fost 3 ori minus 2. Când unul așa și unul așa. Dar când sunt amândoi, așa, e o problemă la care trebuie să repetăm un pic, da? Apoi vine 6. Asta e. Deci, bunul simț să te trimite pe tine, da, spui... Nu putea să fie minus. Nu putea să fie minus, înseamnă că este invers. Că sunt de două variante, nu numele. 6 sau minus 6. 6 sau minus 6. Cum minus 6 am clarificat, acum este sigur ce număr? 6. Pentru că trebuie să-ți spun un lucru. 2-ul și minus 2-ul. Dacă le reprezint pe axă, 2-ul este aici, da? Și minus 2 este în partea asta. Da? Minus 2. Ei, ele se cheamă că sunt opuse. Ce sunt opuse? Ele ca mărimi sunt egale. Păi da, într-un fel, minus, paranteză, minus 2. Deci, limbele că ele sunt... Opusul lui 2 cine este? Opusul lui 2. Minus 2. Minus 2. Și opusul lui minus 2? 2. E plus 2. Deci, vezi, opusul înseamnă că îl luăm cu minus. Da, și da. Minus, minus 2, minus, da. Minus 2, egal cu 2. Deci opusul lui minus 2 este 2. Dar aici aș putea să spun în loc de minus aici și pus în față, minus 1 ori minus 2. A. Da? Ca să te gândi minus 1 ori minus 2 egal cu cât? Cu 2. Deci, la înmulțire, când amândoi sunt cu minus, obține plus. Deci, când îți dușmani, obține minus. Când îți prieteni, obține plus. Că 3 ori 2 fac 6, nu discutăm. Deci, când îți prieteni, obține plus. Când îți dușmani, obține minus. Notează. Da? Deci, pentru înmulțire. Prieten. Rezultă plus. 2. Dușman. Rezultă minus. Adică dușman le zic de semn opus. Da? Asta nu vreau să spun. Folosesc acest limbaj care nu e academic deloc. Dar eu vreau să fie înțeles așa de toată lumea și să ajungă la, definitiv la sufletul și la mintea voastră, să nu se mai, nu ne mai încurcăm niciodată cu semnele de genul. La împărțire, adică... Este la fel de ușor. Este la fel de ușor. Stai să vedem. Adică eu bine m-am interesat să fac 2 pe 3. Știi cum mai pot scrie 2 pe 3? 2 pe 3. 2 împărțit la 3. Sau 2 ori 1 pe 3. Pot să spun așa. 2 ori 1 pe 3. E 2 pe 1. Nu? E 2 pe 1. Și 2 ori 1, 2. Și 1 ori 3, 3. Știi că la mulțire așa mulțim numărătorii între ei și numitorii între ei. Corect. Deci 2 pe 3 așa face. Acum, dacă ar scrie minus 2 supra minus 3, el s-ar aranja de forma minus 2 supra 1 ori 1 pe minus 3. Da? Ori 1 pe minus 3. Da. Și cum noi am spus că din virtutea faptului că am acest minus, înseamnă minus 2 ori 1, da? Și 1 ori minus 3.
Ei, dar ăsta aici este și el un număr, dacă vrei. Da. Și ăsta altul este alt număr. Da. Și minus cu minus la înmulțire... Da, plus. Da? Pot minusul să fac până în față aici, da? Da? Minus cu minus la înmulțire, am făcut-o mai devreme, da. Fac plus. Deci egal cu 2 pe 3. Cu plus 2 pe 3. Deci când sunt dușmani, pardon, când sunt prieteni, amândoi de același fel, ca și la mulțire, da. Fac plus. Deci, prietenii dau plus. Eu n-am mai analizat 2 pe 3 acela, că 2 pe 3, ba da, l-am analizat. Deci, sunt la fel. Când sunt amândoi, când sunt prieteni, obținem totdeauna cu plus. Într-un fel, modul de 2 pe 3. O să discutăm și de modul. Modul înseamnă să nu ții cont de semn, da. Imediat discutăm legat de semne, la așa, și modul intră în discuție. Deci, despre dușmani am văzut... Aici aș pune înmulțire și împărțire, nu? Da. Și împărțire. Că dacă ți-am arătat când sunt la fel și am obținut plus, apoi când vor fi de tipuri diferite, cum are minus 2 supra 3, este egal cu minus 2 pe 3. Da. Și pun minusul acela în dreptul liniei de fracții. Da. Da? Minus 2 pe 3, adică pe plus 3, da. Egal cu minus 2 pe 3. Da. Unul așa și unul așa, da. Obține minus. Așa am zis, nu? La dușmane, minus. Deci înmulțirea și împărțirea are aceeași tehnică. Da. Aceeași regulă să o ține minte, nu? Aceeași regulă să o ține minte de minte. Și că atâta și suntem foarte... Ai văzut? Deci asta am dat. Și acum te rog să începe o negheșiță repede. Să se rezolve în Z următoarea ecuație. Deci înmulțimea numerelor întregi, să se rezolve ecuația. Deci să zicem, 2x plus 3, totul de înmulțit cu 3y minus 4, este egal cu 8. Deci să se rezolve în Z. Înmulțimea numerelor întregi. Dacă aș fi pus problema asta înainte, n-ai fi avut șanse să te apuci de treabă, probabil, dar în ea n-ai fi putut încerca. Cât ori cât să fac 8 înmulțimea numerelor naturale? 4 ori 2. 4 ori 2. Și 2 ori 4. Da. Apoi? 8 ori 1 și 1 ori 8. Da. Deci, în el ar fi fost așa. Hai să mergem ușor. Deci, cât ori cât să fac 8, ai zis 2x plus 3 să fac o dată egal cu cât ai spus tu. 4. Și neapărat de sub invers, imediat 3y minus 4 să fie egal cu 2. Asta ar fi o variantă. Sau o alta, repede. 2x plus 3 egal cu 5. 2. Egal cu 2. Și 3y minus 4 egal cu 4. Egal cu 4. Apoi, sau... Sau 2x plus 3 egal cu 8. 2x plus 3 egal cu 8. 3y minus 4 egal cu 1. Egal cu 1. Sau 2x plus 3 egal cu 1. 2x plus 3 egal cu 1. 3y minus 4 egal cu 8. Minus 4 egal cu 8. Asta se întâmpla în el. Și urmează de acum să vedem care sunt variantele. X-ul și Y trebuie să fie tot numerele naturale. Da. Dar fiindcă suntem în Z, mai adăugăm aici, deci în el a fost asta, și dacă mai adăugăm ce urmează acum, înseamnă că ne ducem în Z. Pe lângă astea, din el, mai adăugăm și. Adică 2x plus 3 egal cu 5, crezi tu? 2x plus 3 poate fi...